Pentru mii de oameni care circulă cu microbuzul în zona capitalei, drumul spre casă sau spre serviciu este o cursă periculoasă. O demonstrează imaginile de coșmar surprinse chiar de pasageri. Șoferii îi transportă cu ușile deschise, într-o înghesuială greu de închipuit și o simplă frână i-ar putea proiecta sub șosea, pe șosea sub roțile microbuzului. Numai norocul a făcut să nu se întâmple așa. Imaginile au fost surprinse pe ruta București-Chitila, un drum frecventat zilnic de mii de oameni care fac naveta cu microbuzul între serviciu și casă. Aceeași scenă se repetă în fiecare zi. Dacă pică cineva din mașină. Abia nu putem ține pe picioare și mai mai și cu viteză. Și când nu au călător, șoferii microbuzelor procedează la fel. Neagă însă că ar merge cu ușile deschise și în timpul curselor. Nu le puneți viața în pericol călătorilor. Însă imaginile îi contrazic. Șoferii riscă aspre sancțiuni, spun polițiștii de la rutieră. Pornirea autovehiculului cu ușile deschise, circulația cu ușile deschise, precum și deschiderea acestora în timpul mersului, se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 6 și 8 puncte amendă. Adică amenzi cuprinse între 870 și 1160 de lei. Dar neregulile sunt mult mai multe în rândul șoferilor care asigură transportul public. Tot timpul merge foarte plin, așteaptă la capăt până se face plinul, nu se dau bilete, absolut deloc. Bagă bani în buzunar și au plan, nu știu ce fac. Și iau călători în picioare. Foarte mult, dublu. Deci dublu de cei păscau. Deci nu e loc. Nu este vina șoferului, este vina călătorilor, pentru că noi urcăm pentru că trebuie să ajungem la serviciu. Numai săptămâna trecută, polițiștii din capitală au dat amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei.